Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Am vrea să vorbim un pic cu voi despre toată controversa asta legată de plata, limitarea plăților cash. Sunt convins că știți, e o controversă furioasă în legătură cu decizia guvernului de a limita plățile numerar, mă rog, legea care a fost aprobată, trecută prin asumarea răspunderii. De limitarea asta ar trebui să intre în vigoare de la 11 noiembrie, la 15 zile de la publicarea legii. Motivul principal invocat de autorități, limitarea evaziunii fiscale, evident. Și, de fapt, trebuie să înțelegem, asta se spune mai puțin, este vorba de o limitare suplimentară, pentru că anumite praguri existau și până acum, de aproape 10 ani, doar că erau mai sus. Acum au fost coborâte și au fost coborâte masiv. Și ar mai urma încă o coborâre de la 1 ianuarie anul viitor. În fine. Dar acum, de la 11 noiembrie, două firme nu vor mai putea să facă plăți în numerar una către cealaltă mai mari de 1000 de lei pe zi. Plafonul a coborât la 5000 de lei. Plățile într-o firmă și o persoană fizică nu vor mai putea depăși 5000 de lei cash într-o zi. Înainte, plafonul era de 10000 de lei și, atenție, regula aceasta nu se aplică în cazul plății salariilor. Aici nu există limite, iei numerar dacă vrei cât ai salariu, deci, Luca, poți să iei toți banii odată, n-ai nicio problemă. În fine, plățile între două persoane fizice nu vor mai putea depăși 10.000 de lei într-o zi. Până acum, limita era de 50.000 de lei. Și, foarte important, magazinele cash and carry, adică Metro, Selgros... Le schimbă numele. Da. Mă rog, care ori mai fi, dacă ori mai fi, nu știu, eu le știu pe astea două, pot încasa sau vor putea încasa cash de la o persoană juridică în limita unui plafon zilnic de 2000 de lei. Și vrem să vorbim despre asta cu voi, dacă vedeți vreo problemă și care ar fi și ce credeți că ar trebui să se întâmple. Și acum, să vă dau niște explicații. Dificultățile principale, sunt multe motive care alimentează controversa aici. Unele sunt raționale, altele sunt pur emoționale, unele sunt conspiraționiste. Am auzit oameni care îmi spuneau foarte serios că guvernul practic vrea să pună control total și că se anulează bancnotele și o să fim sclavi cu toții. Vreau să vă reamintesc că bancnotele nu sunt proprietatea noastră. Sunt proprietatea băncii naționale, de fapt. Noi avem doar drept de utilizare. Iar statul malefic care vrea să anuleze banii cash și să-i transforme în bani electronici, a fost malefic anulându-ne practic banii în anii 90 printr-o hiperinflație. Adică 100.000 de lei în 1990 puteai să cumperi două mașini, un apartament super mișto și câțiva ani mai târziu puteai să-ți cumperi o sfoară de covrigi. Adică faptul că sunt electronici sau fizici nu are prea mare importanță din acest punct de vedere. Revenind, în cazul limitării plăților cash, eu o să fiu mai lung, dar vă rog, urmăriți-mă că e interesant. Dificultățile principale vor apărea în cazul micilor comercianți, mai ales din mediul rural. Și de ce anume? Pentru că, în general, acești comercianți au vânzări, evident, mai mici, nu sunt prea încântați de plățile cu cardul, tocmai pentru că au tranzacții mai puține, comisioanele la încasare, la plata cu cardul, sunt mai mari în cazul lor. Adică atunci când faci plata cu cardul, nu ești comisionat. Noi nu plătim comision. Dar plătește cel care încasează. Când dăm cu cardul, plătește comision, e comisionat cel care încasează, deci încasatorul. La finalul zilei, ei au în casă numerar, pentru că încasează cash și folosesc acești bani gheață ca să cumpere marfă pentru a doua zi sau pentru zilele următoare de la magazinele cash and carry. Cum ziceam, se duc la Metro sau la Selgros sau unde se duc ei și fac aprovizionare. E bine, nu vor mai putea cumpăra cu numerar marfă de mai mult de 2000 de lei într-o singură zi, ceea ce este complicat. Adică oricât de mic ar fi magazinul, totuși cumperi marfă pentru a doua zi mai mult de 2000 de lei. De ce nu depun bani într-o bancă atunci? Să facă plăți cu ei, cu cardul, la cash and carry. Că asta ar fi logica, nu? Bă, dacă nu mai poți să folosești numerar, varsă-i la bancă și folosești totul online, nu? Plătești online. Pentru că în imensa majoritatea localităților mai mici nu există sau nu mai există nicio filială bancară propriu-zisă. În Corbeanca, unde stau eu, nu e niciuna. Deși suntem... Vorba aia, la doi pași de București. Să știi că și Bucureștiul și-a redus numărul de bănci. Exact, fizic. Da. Plus, chiar dacă ar fi, în cele mai multe dintre filialele bancare, practic nici nu se mai pot face operațiuni cu numerar la ghișeu. Dintr-un motiv foarte simplu.
cash-ul, folosirea banilor numerar costă mai mult decât folosirea banilor electronici. Băncile și-au redus costurile, inclusiv desființând ghișeele acestea de operațiuni cu numerar, pentru că astea costă. Cash-ul costă mai mult decât banii digitali. Și dacă vrei să depui, trebuie să găsești un bancomat multifuncțional. Adică unul dintre acela care nu doar dă bani, ci și acceptă depuneri. Doar că nici astfel de bancomate nu sunt prea des întâlnite în mediul rural. În Corbeanca nu-i niciunul. O singură bancă are doar bancomate din acelea, din câte știu în România, aia Portocalie, doar bancomate multifuncționale, okay. Restul, majoritatea sunt, doar poți să scoți. Da. Poți să... Da, corect. Iată, o problemă reală. Deci, o mulțime de comercianți se vor trezi cu numerar pe care, ca să-l poată folosi, vor trebui să umble zeci de kilometri la propriu în căutarea câte unui astfel de bancomat. Și asta înseamnă timp pierdut, costuri, risc, când te cari cu banii la tine, ești mereu un risc să rămâi fără ei. Dar, paradoxal, ca să fiu și avocatul diavolului în această controversă, cu cât vor fi mai mulți plătitori cu cardul, cu atât vor scădea comisioanele la încasare și va fi mai simplu, mai eficient și mai ieftin să ai POS. Deci, una peste alta, vreau să vă întreb și vă aștept să ne sunați la 0372 069599. Avem câteva minute, vrem să vă ascultăm. Deci ce părere aveți de limitarea plăților cu numerar? Credeți că pe de fapt nu, vi se pare că pe termen mediu și lung efectul acestei limitări va fi pozitiv sau negativ? Și cum credeți că ar trebui făcută limitarea asta, dacă ar trebui făcută? 0372 069599. Vă așteptăm. Centrala plină, doar 6 minute, ar trebui să facem un talk radio, vrem să vă ascultăm ce opinie aveți, care e opinia voastră apropo de limitarea plăților cash. Vă rog. Bogdan, bună dimineața. Bună dimineața, Bogdan. Bună dimineața. Te rog, Bogdan. Am închis radio, Bogdan e numele meu. Te rog. Vreau să vă spun doar două cuvinte despre afacerea mea. Am o afacere care se ocupă de piața angro a Bucureștiului și ca și mine sunt mulți alții. Noi încă credem că ținem în viață comerțul tradițional. Adică asta înseamnă mediul rural, băcăniile mici, minimarketurile, chioșcurile și așa. Adică voi faceți aprovizionare, sau mă rog, oamenii se aprovizionează de la voi cu mărfuri pe care le vând în magazinele mici. Apropo, doar o precizare. Metro are dreptul să încaseze 5.000 de lei, nu 1.000 de lei, cum avem noi dreptul. Scuzați, cash and carry. Deci la ei limita este de 5.000, nu de 1.000 ca la noi. Ok, eu știam că e 2.000. Nu, este de 5.000 ca la noi. În sfârșit, e mai mare ca la noi. Nu înțelegem care, de ce are acest drept, că face același lucru ca și noi. În momentul în care noi o să disperăm... Nu, plăți către magazinele de tipul cash and carry care sunt organizate și funcționează în baza legislației în vigoare, în limita unui plafon zilnic total de 2.000 de lei. Asta de la 11 noiembrie. Eroarea mea. E oricum mai mare din lege ca la noi. Da. Noi, okay. Marja noastră de profit în domeniul care activăm este undeva între 5 și 7%. Din ăștia 5 și 7% pe care eu îi câștig în afacerea mea, am 69 de angajați, cărora le plătesc taxele legale la stat, toți sunt angajați cu carte de muncă, bun. Salariu... Bogdan, salariu hai să venim la subiect. Hai să venim la subiect. La limitarea plăților. Cash? Limitarea plăților o să încurce foarte mult pe cei care... pe cei din mediul rural, cum spuneai și tu mai devreme, pe cei care sunt din orașe, care au băcănii, mini băcănii și așa mai departe, și în același timp pe noi, care suntem vânzătorii, pentru că din profitul nostru ăsta, între 5-7%, în momentul de față, dacă o să încasăm cu cardul, o să plătim între 1,9 și 2,2% la bancă, comisionul... Bogdan, de curiozitate medie, cam de cât cumpără un client de la tine care are un magazin rural? Într-o zi, cam de cât? Cam de câte mii de lei? Între 2.000 și 5.000 de lei. Mulțumesc mult, Bogdan. Continuăm cu Alexandru. Bună dimineața. Bună, Alexandru. Alex. Bună dimineața. Te rog frumos, opinia ta. Bună dimineața. Da. Opinia mea, vom trăi niște vremuri că, din păcate, nici băncile, nici guvernul nu s-au gândit la infrastructură. Vom avea o problemă cu cozile de la bănci, mai ales în perioada pensiilor, în care va fi nebunie că te duci să depui cash-ul ca să plătești la furnizor, va fi o întreagă nebunie. Mulțumesc foarte mult pentru opinie. Bună dimineața, să-i spunem lui Dan. Salut, Dan, te ascultăm. Bună dimineața. Eu am două teze aici. Da. Una ar fi SRL-urile tip micro-întreprindere, unde, de exemplu, eu, ca să o asociat și administrator, îmi plătesc un salariu din care tot salariul respectiv se duce pe rata la casă,
Da, care e legătura? Poți să-ți ridici salariul în orice limită vrei. Adică nu există limite la ridicare de salariu. Secunde, lăsați-mă să vă zic. Deci, salariul meu se duce pe rata la casă, se duce direct în bancă. Da. Restul, ca eu să trăiesc, până la dividende, scot din bancomat. Din bancomat când scot din firmă, fără explicație, se duce în casierie. Contabil vorbesc, da? Da. Eu am până pe data de 11 acum, tot ce am consumat ca să trăiesc, adică 20.000, 30.000, 50.000, tot ce am consumat pentru familia mea, să pun la loc până pe data de 11. Pentru că ai limită la casă. Dar dacă ai un miliard, dar dacă e un miliard jumate, ia și produi, că nu mai poți, trebuie să aștepți bilanțul anual, da? Adică în ianuarie, februarie, anul viitor, și până atunci tu stai blocat cu dita mai casa și aștepți nu, amenda. Băi, da, ok, nu mai scoate, este foarte simplu, îi folosești în card, în conturi online, faci plăți online, că acolo nu sunt aceste limite. Victor, bună dimineața! Bună dimineața, Victor! Bună dimineața, ideea este extrem de proastă. Azi să vă pun această perspectivă. Vreți? Da, toată lumea folosește, să zicem că se folosește cu cardul, toată lumea cu POS. Da. Ce se întâmplă când se ia curentul? Da, sigur, este este o problemă reală, dar eu utilizez cardul, ce să spun, cred că sunt deja 20 și ceva de ani. Nu, adică sunt incidente în care nu funcționează cardul, dar nu sunt chiar atât de dese. Plus că ați zis dumneavoastră că vor scădea comisioanele. Asta este incorrect, pentru că este vorba despre o piață captivă, piața bancară. Acea, practic, piața bancară are monopol, poate să stabilească ce tarife vor, ce comisioane vor, mai ales când au un puseu de cerere. Băncile sunt în concurență între ele. Vă spun, pentru că am verificat asta, comercianții mari și foarte mari plătesc pentru încasare comisioane subunitare, iar unii dintre ei chiar zero. Cu cât este volumul mai mare, cu atât comisioanele sunt mai mici, spre zero. Robert, bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Tocmai l-am ascultat pe antevorbitorul meu. Ce spuneți dumneavoastră că băncile sunt în concurență, asta este total fals! Nu este adevărat. Da, băncile sunt în concurență, iar marii comercianți, cum să spun, lansează pentru plățile cu cardul, pentru POS-urile respective, serviciile respective, inclusiv cereri de ofertă. Iar băncile licitează unele cu celelalte pentru serviciile astea. O secundă, marii comercianți nu merg pe degete și ei oricum vor avea întotdeauna privilegii. Uh-huh. Întotdeauna noi vorbim de marea masă. Eu, tu, ăla, sau cei care au un angajat, 2-3, cei care lucrează pentru sine. Da. Bun. Acolo okay, comisioanele sunt mai mari, inevitabil, da. Foarte pe scurt, mai avem doar câteva secunde. Te rog, concluzia. Iertați-mă, eu nu pot negocia comisionul. Mie banca îmi spune foarte clar, îți convine bine, ai 15 zile să accept. Corect, dacă ești mic, într-adevăr nu ai putere de negociere. Controversa o să continue, mă bucur că v-am ascultat, vă spun foarte pe scurt ce au făcut alții mai deștepți decât noi în privința guvernanților. Guvernul polonez a lansat un program în urmă cu mai mulți ani, Cashless Poland, prin care a subvenționat un anumit un număr de luni, cred că un an sau chiar mai mult, întreținerea mentenanța POS-urilor și comisioanele bancare. Și rata de penetrare a cardurilor, a plăților cu cardurilor a crescut uriaș. La noi, guvernul a ales varianta cu forța. Sincer, eu cred că varianta cu binișorul și cu vorba bună e mai bună. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.